Astăzi se împlinesc 50 de ani de când Ilie Năstase a devenit primul lider mondial al clasamentului ATP, poziție păstrată vreme de 40 de săptămâni. Fosta gloria sportului alb, cel supranumit Nesty pentru stilul impetuos de pe teren și pentru fantezia cu care aborda jocul, a sărbătorit evenimentul pe litoral alături de soție și câțiva prieteni apropiați. Felicitări! Mulțumesc! 50 de ani, mă nebunule! Pe 23 august 1973, Năstase devenea primul lider mondial din istoria ATP, în primul clasament publicat de asociația înființată cu un an înainte. Era și anul în care câștigase al doilea titlu de mare șlem din carieră, cel de la Roland Garros. Anul am avut cele mai bune performanțe, am câștigat vreo 12 sau 14 turnee și, dintr-o dată, pe 23 august de Ziua României, a apărut clasamentul, cu atât mai frumos că era Ziua României. Celebrități precum Robert De Niro, Nelson Mandela sau Donald Trump își doreau să fie în preajma sa. Am avut o viață frumoasă, am voiajat cu domnul Țiriac, am fost în toată lumea. Am făcut ce am vrut noi, că ne-au lăsat să facem, că dacă nu ne lăsau, a doua zi fugeam din România. Eu și la antrenament făceam același lucru, mă distram, mă plăcea. Când am jucat cu plăcere. La un moment dat a strigat cineva din tribună, eram la Paris. Și a strigat, Năstase, tu faci cinema. Și m-a dus la arbitru, am luat microfonul și a zis, nu, eu fac teatru. Regizorul Tudor Giurgiu și producătorul Cosmin Hodor lucrează la un documentar despre viața lui, intitulat Nasty. Tot ceea ce credeam eu că am știut sau am aflat despre Ilie, de fapt mi-am dat seama că știam foarte puțin atunci când am început să facem documentarea. Și vreau să vă spun că imaginile de arhivă sunt foarte, foarte puternice. În film apar jucători de legendă care și-au încrucișat loviturile de-a lungul timpului cu Nasty, însă dincolo de teren au rămas prieteni pe viață. You know, even when he's 60, 70, he's still 20 or 30. No one was bigger in tennis. Ilie, I love you. You know, you and me, friendship. He just touches the hearts and minds of people. And so he really was a showman. He was a superstar. He is a superstar. He still is. Și site-ul ATP a marcat momentul ca un lob peste timp. Ilie Năstase, primul lider mondial, și Carlos Alcaraz, actualul numărul 1 ATP.